Cât de multă nevoie are lumea de astăzi de modele autentice, de modele creștine, de modele duhovnicești? Lumea de astăzi aleargă după modele. Poate și dintr-o constantă a vieții de zi cu zi, care nu mai are repere suficiente. Dar modelele nu sunt întotdeauna ușor de găsit sau ușor de identificat, deși ele sunt printre noi. Modelele pot fi modele în bine și modele în rău, sau modele în indiferență. Pentru că, de fapt, mesajul Evangheliei de astăzi este tocmai acest lucru. Există o parte a oamenilor care săvârșesc binele și o parte a celorlalți care sunt indiferenți. De fapt, întrebarea păcătoșilor din Evanghelia de astăzi este, sau duce cu gândul tocmai la acest lucru. Doamne, când te-am văzut? Adică noi nu ne-am dat seama că ești Tu. Noi n-am făcut binele. Deci indiferența, omisiunea binelui, chiar nefăcând răul, poate duce în cele din urmă la ruperea comuniunii cu Dumnezeu. Nu trebuie să săvârșești ceva rău în mod neapărat pentru ca să rupi comuniunea cu Dumnezeu, ci și omisiunea binelui se dovedește a fi în cele din urmă un păcat, poate chiar cel mai mare. Și de aceea Mântuitorul ia atitudine împotriva indiferenței, împotriva stării acesteia de desconsiderare a celuilalt, de a nu-ți păsa de el. Nu? Păcătoșii din Evanghelia de astăzi nu au făcut practic nimic rău, sau nu ni se spune în mod explicit că i-au săvârșit fără de legi, ci ni se spune, acesta este mesajul, că ei au omis să facă binele. Omiterea binelui duce așadar la ruperea comuniunii cu Dumnezeu. Și aici aș reveni la conceptul de model. Modele sunt cele care săvârșesc ceea ce este drept înaintea lui Dumnezeu. Acestea sunt modelele bune. Din nefericire, în societatea noastră tulburată de astăzi, de multe ori sunt identificate drept modele persoanele sau lucrurile sau obiceiurile care nu sunt de fapt modele. Nu? Tinerii sunt însetați în special după modele, însă ei adeseori identifică aceste modele cu actori, cu cântăreți, cu așa numitele VIP-uri, care de foarte multe ori se dovedesc a fi false modele. Desigur, și în lumea aceasta există modele bune de urmat. Însă, de multe ori, modelele acestea duc spre alte căi, spre calea drogurilor, spre calea lipsei de respect față de familie, față de părinți, spre calea destrăbălărilor de orice fel, și de aceea ele nu pot fi identificate a fi drept modele pozitive. De fapt, modelul suprem pe care noi îl avem este Mântuitorul Iisus Hristos. Este singurul model după care noi trebuie să ne ghidăm. Drepții din Evanghelia de astăzi s-au ghidat în viața lor după ceea ce spuneam la începutul emisiunii, și anume după iubire, după adevăr și după dreptate. Maica Domnului, sfinții toți, l-au luat drept model pe Hristos și și-au desăvârșit statura lor proprie înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a sădit în potență, în fiecare om, această capacitate de a identifica binele și de a-L urma. Și binele este nimeni altul decât Dumnezeu. El este binele suprem. El nu este doar simplu izvorul binelui, ci Dumnezeu este binele suprem. De aceea, identificarea creștinului cu binele duce în cele din urmă la identificarea creștinului cu Dumnezeu, la
o comuniune, așa cum spuneați, epectatică, adică din treaptă în treaptă, o comuniune progresivă care începe încă de aici și continuă în lumea lui Dumnezeu, în lumea, în împărăția lui Dumnezeu, continuă în veșnicie pentru toți aceia care au optat pentru această comuniune. Deci modelele sunt cele care trebuie să ne traseze nouă drumul în viață, iar modelul suprem este Mântuitorul Iisus Hristos.